când timpul stă în genunchi. Haideți să facem așa, iată, eu îl invit aici și ridicăm ambii pantalonii până mai sus de genunchi. Și să vedem acum genunchi roșii, a mei sau a lui. Cine stă în genunchi? Eu cred că el este cel care stă în genunchi în Piața Roșie și de aia sunt genunchi roșii, roșii până la urechi. Noi liberali niciodată n-am șantajat pe nimeni în toți anii de luptă. Noi am folosit lupta de idei pentru a rezolva ceva în Republica Moldova. Și dacă ați observat, în ordinea de zi de astăzi, bugetul este inclus ca prima chestiune ordine de zi și apoi statutul. Cum poți șantajez dacă votăm bugetul și apoi proiectul? Mai mult ca atât. Ieri au venit la comisie cu vreo 40 de emendamente. Și din cauza aceasta, proiectul ăsta nu va fi examinat, trebuie examinate amendamentele lor. Ei sunt urmașii celor care nu au Dumnezeu, nu știu ce înseamnă om și nu știu ce înseamnă răspundere. Încă o dată repet, acest proiect de lege nu vine să mărească atribuțiile primarului. Acest proiect de lege ajustează norma existentă în legea privind administrația publică locală, pas 36. Pentru că legea privind statutul municipiului Chișinău este una veche din 94. Și tocmai despre asta ei folosesc acest gol sau această normă veche care există în legea privind statutul.